Salut! Sunt Marche de Los Mocarala, ne aflăm pe Mendele F33, o locație unde poți să mănânci foarte bine făcut un Texas barbecue, adevărat, unde găsești brisket, coastă, obrajor și alte produse gătite exclusiv pe lemne, pe esența tare, la smoker. Asta e un brisket foarte bun. Chiar e pentru ce vine din România foarte bun, pentru care avem grăsime aici, vezi? Asta e grăsime care vrem să păstrăm din ea. Brisketul are doi mușchi. Vita n-are clavicula și toată greutatea o preia mușchiul ăsta, care de fapt e format din doi mușchi. Și asta e partea tricky, să zic, la brisket. Să reușești să gătești ambii mușchi în același timp. Unul e mai gras, unul e mai puțin gras și trebuie să ai grijă la temperatură încât când tai să poate să fie ambele gătite corect și să rămână și suculent, să nu se usuce. Și de obicei asta e unul dintre cele mai mari challenge-uri la competiții, să gătești brisket. Și asta e unul dintre mușchiul, care este mușchiul spre interior și mușchiul spre exterior, da? Care de supra, care e mai gras. Și ei sunt crucișați. Și la tăiere contează asta foarte mult la servire. Trebuie să tai în așa fel ca să întrerup fibra la ambii mușchi. Să nu fie pe lung fibra, să poți să mănânci. Păi, hai să facem așa un trimming la un brisket. Odată vreau să scap de, uite, cum sunt fibrele astea, care o să se usuce la un moment dat și nu ne ajută asta. Și unde e foarte subțire, da? Aici deja avem foarte puțin mușchi. Și asta prin gătire o să se suce destul de mult. Și nu vrei să mănânci un mușchi uscat. După care, procentul de grăsime, unde lăsăm la partea mai lină. Și toate formele astea, colțurile, să zic, unde vrem să pierdem colțuri, să fie cât mai rotunjit, să aibă o aerodinamică, aerul care circulă. Că în smoker este convecție naturală și ai nevoie să circule aerul, fumul să curgă cât mai repede pe înăuntru, să nu stea în fum. Și să fie cât mai curat fumul și să nu ai stopul. Dacă ai un mare stop și colț se usucă, se ridică, acolo se arde și nu e plăcut la gust deloc. Și atunci, de la o bucată așa de mare, primul pas este trimming. Și la acest trimming este o pierdere destul de mare. După care, la gătit, avem din nou o parte care se pierde și toate pierderile astea poate să ajungă și peste 50% de la greutatea inițială. Deci noi, ca să scoatem, să zic așa pe scurt, la noi o porție e 200 de grame, ca să scoatem 5 porții avem nevoie de fapt de 2 kg, dar pierdem și la tăiere și așa că din 2 kg cred că scoatem corect maxim 4 porții de brisket. Și de acolo vine și prețul. O dată și doi, procesul de gătire, care durează foarte mult, consumul de lemne destul de mare față de restul, 12-14 ore poate să dureze câteodată. Și nu e cel mai ieftin mușchi la achiziție. Și de multe ori asta face ca prețul lui să fie mai ridicat față de rest. Din partea asta, de jos, vrem să curățăm absolut tot, asta să stă jos în smoker, asta să stă sus în smoker și atunci grăsimea trebuie să rămână sus, să se scurgă prin brisket, ajută la hidratare. Așa că jos toată membrana asta vreau să o scot, care oprește fumul și nu ne ajută dacă are grăsime sau ceva. Cam cât timp îți ia să pregătești un brisket corect? Până ajunge în farfurie. Până în smoker, da. E, acum vorbim de aici de experiență. Noi facem destul de mult brisket. Dacă ne apucăm cu Alex, cred că 60 de kilograme, poate în maxim 20 de minute sunt gata. Da. El are o perioadă de trimming, după care trebuie să condimentăm, după aia trebuie să-l gătim, după aia trebuie odihnit câteva ore bune și după aceea trebuie mai... Deci, un brisket corect, că să mănânce, sunt 24 de ore. Cam așa e.
cu odihnă și tot. De când te apuci de el până îl mănânci, 24 de ore. Față de un steak corect, care vorbim de câteva, nu știu, 15 minute, când... cu odihnă cu tot. Tu folosești anumite cuțite speciale sau poți folosi orice fel de cuțit? Un cuțit care e ascuțit, te ajută oricum. Asta e un cuțit făcut de Andy, da? Este foarte bun. Dar orice cuțit de trimming sau de chiar și de filetat poate fi, dar trebuie să fie doar ascuțit, că te ajută foarte, foarte mult să nu te tai tu. Dacă nu tai cuțitul, depui efort și poți să te tai. Aici este o grăsime care între cei doi mușchi și asta o curățăm cât se poate, încât să nu intervenim înăuntru, ca altfel să separăm mușchii între și nu vrem asta să se întâmple. Și uite asta, toată grăsimea asta de aici, de resub, care e și cu membrana asta. Membrana o să se strângă dacă nu scot la gătire și o să strâmbe și să începe să lucreze. Se contorsionează. Da, și nu vreau asta să se întâmple, că influențează în gătit. Nu e ca la burger sau la ceva unde vrei anumit proncete. Mai mult este ochiul metric, da? Și cât are grăsime mușchiul în sine. Câteodată nu are grăsimea care trebuie să fie de supra, că așa toate vacile sunt diferite. Și când nu are grăsime, începi tu să ai mai multă grijă, să hidratezi mai des, să-l ajuți tu cu un seu de vită pe parcursul gătirii, că altfel o să se suce foarte tare. Și dacă vrei să faci pastrami sau sandwich cu brisket, funcționează și așa, dar dacă vrei chiar să mănânci o porție bună, trebuie să ai grăsime. Ca la orice vită, dacă nu are grăsime, în afară de mușchi file, care e un mușchi extrem de fragil, restul trebuie să aibă o grăsime. Grăsimea îi dă gust, îl ajută la gătire. Acum există tot felul de soluții, de la smokere pe peleți, care sunt destul de practice pentru acasă, să testi temperatura, ai grijă un pic la peleți și asta e tot. Poți să folosești la un egg, la un ceramic, da? La un kettle de la Weber, cu căldură, orice care poți să generezi căldură indirectă. Chiar că dacă e pe cărbun, poți să ajungi cu niște chipsuri, să blocuri de lemn, să bucăți de lemn, să poți să dai un pic de fum. Sau unii fac chiar și la cuptor. La cuptor este total diferit. Aroma este foarte, foarte diferită. Am gătit și la cuptor, de asta știu. Și tot ce trebuie să faci la brisket, m-a mai întrebat lumea, care e secretul sau cât și... Când vorbim de barbecue și nu de grill, că diferența între grill și barbecue e că la barbecue facem ceva pe căldura indirectă, temperatura joasă, da? E gata când e gata. Nu poate să fie mai devreme sau mai târziu. Ideea e că nu știi cât durează. E atât de importantă vremea de afară, lemnele pe care îl folosești, carnea acum, sunt multe elemente. Și câteodată poate să fie 10 ore un brisket gata, câteodată poate să fie 14 ore, câteodată am gătit și 16 ore brisket, depinde ce mai folosim, dacă câteodată am deschis smoker-ul. Uite la mare, cât ne-a luat atunci, ne-am chinuit foarte mult cu vremea, deci era foarte mult timp, 16 ore cădeam brisket, era ceva. Și nu e, secretul e să păstrezi temperatura cât mai constantă, fumul cât mai curat. Și să ai grijă tot timpul să hidratez de când e cazul. Cam asta e dedus foarte scurt. Dacă ați observat, dar ăsta ultimul este brisket. Producție românească
Și la coffee shop-urile se folosește acum foarte des. E calitatea chiar bună și poți să reglezi dacă vrei pentru filtru, pentru espresso, Turkish, French press, mă rog, grosimea asta este pentru brew foarte bun. Metode alternative la filtru, cum ar fi Aeropress sau V60 sau așa mai departe. Și aici faptul că ne dă posibilitatea să ne reglăm granulație este putem să facem piperul cât de gros ne-am propus noi. Da, este... Și în general piperul am văzut că are o altă granulație față de piperul din comerț, adică e mai... Da, e mai gros macinat, mai grosier. Da, mai grosier. Americanii zic că cel mai bine ar fi să fie 16 microni, știi, că să fie, sunt niște site de verificare grosime. Nu mergem în extrema asta, am găsit unde ne place nouă, de fapt. Și e foarte bine să simți piperul. Piperul nu se arde, prinde o crustă frumoasă și dă o aromă diferită când este acolo la smoker. Uite, acum o să condimentăm asta, da? Mai întâi partea de jos, după aia partea de sus. Partea de sus e cea de prezentare și de obicei o încercăm să o păstrăm cât mai uniform. Da? Noi folosim un condiment secret care se numește sare și piper. Da? Sare, oricare sare foarte bună. Folosim sare roz pentru că granulația îmi place cel mai mult. Și macinăm singur acolo la un macinător. Facem boabe de piper, le macinăm. 20% piper, ca ochiometric e undeva ca volum, jumătate sare, jumătate piper. De exemplu, la 100 de grame de sare, 20 de grame de piper. Negru, boabe, macinat, proaspăt. E important să acoperi toate colțurile, să fii generos, oricum prin gătire se mai pierde din sare, da? Și atunci nu trebuie să te ferești că sarezi foarte, foarte mult. Asta ajută să se formeze și o crustă. Piperul este cel care face cea crustă frumoasă la brisket. Are Alex o vorbă, zice, sare, piper, răbdare și un lemn foarte bun. Folosești ceva ulei sau alte... Când e uscat brisketul, pune muștar pe el, care are un rol de adeziv, nimic mai mult. Nu dă schimba gustul, dar poți să folosești ulei, apă, poți să folosești tabasco, care îl dă un pic gust și e un pic spicy, poți să folosești Worcester, care îi dă un alt aromă de sărat sau soia. Noi ținem cât mai curat, cât mai simplu, că carne e de foarte bună calitate. Lemnul e de esență tare, fumul controlăm cât de putem de bine și atunci nu consider că poți să trebuie să pui altceva. Alt condiment sau este cel mai bun pentru... Acum e important să facem un pat de jar. Patul de jar o să dă o constantă și o căldură constantă, temperatura e cel mai ușor să menții când ai jar. Când n-ai jar, ai fluctuații foarte mari. Dacă ai flacăra care ridică și după aia scade. Și când ai un pat, el e stabil și atunci alimentezi cu lemn câte puțin, câte puțin. Acum, în funcție de lemn, da? Cât de uscate, cât de... Poate să fie mai gros, poate să fie mai subțire, asta e destul de ud, că și lemn nu e ideal pentru gătit. Dar în viață nimic nu e ideal, așa că lucrezi cu ce ai. Și atunci noi le spargem mai micuțe, mai subțiri. Chiar punem în smoker sau avem acolo, vezi, la uscat deja se vede, punem în smoker să mai uscăm din ele și ne ajută să menținem focul mai ușor. Temperatura la brisket, undeva la 100-105 grade, 110 grade maxim care gătim, e cea mai joasă temperatură, ceați muși toți în 120-130 și smokerul fiind înăuntru în straturi, da, avem 3 plase, ne permite să gătim în aceeași smoker mai mulți muși. Jos e temperatura 110, sus deja 130, pentru că căldura se duce sus. Cel mai mare control care poți să-l ai este ușa asta. Dacă stai așa închisă, începe să se ridice temperatura foarte repede, pentru că nu mai permite să intre aer rece.
Și atunci se reflectă din ușa și începe să se încălzească și să se ridice. Dacă deschid ușa, trage mult mai mult aer, dar dacă vezi, pentru că acolo evacuare are un diametru, aici deja începe să iasă fum afară. Da? Deci nu mai trage la fel de bine, pentru că ai prea mult debit de aer și atunci scade temperatura și în smoker. Și în funcție de ce vrei să obții, ții mai deschis, mai închis. Ideal este punctul în care tu mergi ușor, ușor cu ușa și că în momentul că nu mai scoate fum pe afară, este momentul în care el operează optim. Da? Adică el în momentul ăsta ia aer pe aici, ia aer pe aici și trage foarte corect și fumul nu stă în smoker. Înseamnă că circulă și e ceea ce vrei să obții, un fum curat și dacă mergem afară să ne uităm, să vedem că aproape nu se vede fumul. Asta e... De fiecare dată când pun lemn nou, o să se aprindă și o să apară acest fum mai gri, dar asta e doar la aprindere, doar la foarte bun. În rest, trebuie să fie cât mai transparent. Când vine vorba de smoker, noi înainte încercam să explicăm că este o afumatoare texană. După aia ne-am dat seama când pomeneam cuvântul afumatoare, lumea asocia cu afumatoarea de la țară sau de la bunicul care face mai mult pentru conservare, să zic, da? Fum rece și așa mai departe. Aici avem, hai să spunem, un fum cald, de peste 100 de grade, unde gătim. Nu e vorba doar de conservare. Am scos din vocabular afumatoare, cuvântul afumatoare, și acum rămânem doar cu smoker. Și așa s-a născut și smokera la brandul, pentru că am început să mergem să spunem că mergem să smokerim. Să băgăm o smokereală și așa a rămas termenul smokereală la noi și brandul smokereală. Altfel aveam alte idei de smokehouse și așa mai departe și a venit foarte natural acest smokereală, chiar oferit de prietenii mai mult. El funcționează foarte simplu, este convecție naturală, asta înseamnă că el trage, cum ar veni, singur aerul. Și partea asta aici este focul, da? Care zona asta comunică cu focarul, comunică cu zona de gătit și trage singur aer și atunci căldura și fumul se duc prin tot smokerul. Da? Și aici avem zonele unde gătim. Da? Brisketul o să ținem cel mai jos, că e temperatura cea mai mică, se vede și fumul deja aici, cum e, și trage din partea cealaltă. Deci el trebuie să fie undeva... La 110-120 de grade, 120 sus, 110 jos, 130 câteodată sus. Deci fluxațiile sunt, nu e foarte greu să menții 12 ori aceeași, pentru că a deschis, închis și așa mai departe. Important este să nu te grăbești. Barbecue nu se grăbește, trebuie să ai răbdare și să-l lași să-și facă treaba. Acum, pentru că am deschis ușa, a scăzut temperatura. A scăzut temperatura, dar asta nu înseamnă că repede suplimentezi lemne. Da, pentru că el are deja putere la cum e acolo și dacă suplimentezi lemne o să se ducă prea mult căldura. Și trebuie să-l lași un pic să se stabilizeze din nou după deschidere și să încerci să deschizi cât mai rar. Asta e secretul. De fapt, gătim pe lemne și pentru că avem găteala pe lemne, avem zona, partea asta de afumat sau aroma de afumat. Și aici asta a făcut ulterior, suplimentar. Putem să-i spunem acum este cumva warmer. Sau aici menținem la cald lucrurile. Care are... acum încărcăm lemne și le uscăm înăuntru. Noi, da? E, aici, pe lângă faptul că este warmer, avem o trapă aici, care dacă o trag, da, se deschide înăuntru. Și acum folosesc și deschis și sus și acum pot să folosesc și ca smoker. Da? Adică pot să ridic temperatura la 120 de grade aici. Altfel, dacă țin trapa închisă, el stă până în 80 de grade și nu 60-80 de grade și atunci pot să mențin la cald produse pentru evenimente, de exemplu. Sau... E important să lași să circule, să nu le îngrămadezi unul de altul lipit, că dacă le lipim bucățile astea, acolo nu ajunge, nu patem de fumul și rămâne ca zici că e fiert. Și atunci încerc să partea grasă să fie în zona asta spre foc și spre partea unde e mai fierbinte și partea mai puțin grasă să fie în partea din spate. Și după aia noi le mai rotim dacă e cazul. Căutăm unul mai mic.
Într-o zi plină, cum e azi chiar, gătim undeva la 250 de kg de carne pe ambele smokere. Și smokerele astea sunt făcute de tine? Da, sunt făcute aici, în România. Asta este primul știu la micuț care l-am mai văzut. Da. El era smokerul inițial făcut așa, pentru pasiune. Din pasiune. Și el a născut smokerala. Asta este primul smoker mare pe care l-am făcut, care e modificat de vreo 3 ori. După care avem apărut smokerul ăsta, care mai avem de lucrat la el, de schimbat niște lucruri. Evacuare mai mare ca să avem ardere mai bună și camere de ardere mai mare ca să avem putere mai mare. Mai avem unul care acum lucrăm, o să fie un smoker rotisor. Și după care avem un smoker dublu mare pe platformă, cu care mergem la evenimente. Are vreo 6 tone. Atât de mare. Dacă auzi când pui carnea pe grătar, dacă auzi că face ca un grill, înseamnă că e prea fierbinte și să arzi carnea. De fapt, ce se întâmplă? În primele 2 ore, poate maxim 3, o să absorbe fum, brisket. Și dacă e temperatura ridicată foarte mult, el se contractează, se strânge așa, și după aia rămâne tare. Orice ai face, nu undeva după 6 ore, poate 7 ore, îl punem în folie. Mai întâi în hartie și după aia în folie. E o temperatură internă 65-70 de grade. Trebuie să-l înfoliem. Ca să rămână să se mai fraged și mai suculent. Poți să gătești brisketul și fără folie, cum fac americanii, dar americanii au niște brisketi care au multă grasime între fibra musculară. Și îi ajută chestia asta. Ultimul an, care a fost un an foarte încărcat pentru mine și smokerala în principiu, am reușit anul ăsta să participăm la mai multe evenimente și festivaluri. Și era o nevoie de o logistică mare, echipa mare, ne-am dus cu smoker, cu rulote, cu tot. Și am participat și la prima competiție de-a mea la cooking. Am participat la Romania Beef Master și am luat premiul de Beef Master. M-am prezentat cu un brisket făcut, mulțumesc. Și am reușit să obținem și un premiu la Horeca Awards. Am luat pe smocarea locul 3 la Steakhouse & Burger. A fost o onoare și o surpriză foarte plăcută și asta. Și acum ne focusăm să mai extindem un pic smocarea și în alte părți orașului. Cum ai ajuns tu să faci smocăreală? Asta e o poveste destul de interesantă. Întotdeauna am fost pasionat de gătit și mereu am gătit pentru mulți oameni. Era plăcerea mea să vină oameni la mine acasă și să gătesc. Și cred că prima dată pentru smocăr am gătit prin 2016. Acum câteva zile mi-a apărut niște memorii pe telefon. Și a fost un smocăr din Bolțar, improvizat. Și a fost în perioada asta de Crăciun. Și după am gătit din nou și de Revelion. Și de Revelion am făcut prima dată brisket, care era senzațional. Atunci acum îmi dau seama că n-a fost chiar așa de senzațional, dar a fost mâncabil, a fost bun. Și la 3 ani după a apărut și smocărala. Deci n-a fost niciodată un plan asta să devină profesie sau activitate de zi de zi. Pur și simplu așa s-a aliniat stelele și așa s-a întâmplat. Prin 2019, la sfârșit de an, am făcut primul smoker offset, după care, la 3 săptămâni după ce a apărut acest smoker mic offset, m-am hotărât că asta vreau să fac în viață. Am gătit de câte ori pe el, bineînțeles, și am zis că asta vreau să fac. La o lună după a apărut smokerul mare, am închiriat bucătăria, am luat rulota, am tot căutat unde să poziționez rulota,
și a venit pandemia. Și asta a fost cumva povestea. Așa, ce puțin așa parea că o să moară atunci ideea, dar am supraviețuit și pandemia, am gătit, am livrat, am făcut curățenie, am făcut cumpărături din nou și din nou. Am făcut liceu de tehnică dentară și am venit în România la facultatea de stomatologie. Dar toată viața am lucrat barman, vreo 20 de ani. Dar să spunem că tu ești din Macedonia. Da, din Macedonia. Născut, crescut acolo, aici am venit doar la facultate. Cum ai ales România? Tata nu este român și am venit cu bursă, pentru că era un program în care statul român ajuta cei care sunt, să zicem, oarecum cu origine română și românii se consideră că sunt cu origine română și asta a fost cumva alegerea rapidă. Paralel cu facultatea lucram în bar, bineînțeles, și am vrut să ajung la un nivel mai performant doar de unul care stă în spatele barului. Am participat la competiții, am jurizat competiții, am organizat concursuri, am făcut traininguri pentru barman, pentru barista. Chiar am reprezentat România în Beijing, în Tokyo, în Singapore. Acum suntem în centru vechi. Tu știi foarte bine locația noastră de pe Mendeleev. Da. Dar am ajuns aici pentru că vreau să-ți arăt în alt loc, unde avem un parteneriat cu un bar foarte frumos. Se numește Beer Station. Este un bar unde se găsesc peste 200 de etichete de bere craft. Foarte mult și local și import. Și operăm noi bucătăria și este un joint venture între Beer Station și Smocăreala. Și de două zile deja suntem într-un soft opening, să zic, în care ne așezăm lucrurile, dar am început proiectul ăsta și pare că un proiect cu un viitor foarte, foarte bun, promițător. Și este chiar pe Lipscan. Și vreau să-mi dai un feedback, să-mi zici cum ți se pare și acolo. Eu cred că lumea mă întreabă de obicei la ce facem noi la barbecue, da? Ce să recomandăm totdeauna primul lucru care e bere în mintea mea, pentru că merge și vin, bineînțeles, dar când vorbim de barbecue, bere parcă este mult mai potrivită din punctul meu de vedere. Și dacă tot ne-am văzut dimineață și am văzut ce gătim, acum trebuie și să le gustăm, nu? Că așa este corect. Neapărat vreau să gustăm brischetul, dacă asta este ceva cu ceva. Chiar eu personal mă mândresc, dar și pentru smocarea la unul din produsele care nu le găsești chiar peste tot. Și ne place să credem că facem o treabă foarte bună acolo. Dar o să gustăm și coastele de porc, puțin obrajor, niște pulpor, sosurile care le facem noi, absolut toate produsele. Hai să intrăm, să gust și niște beri foarte bune. Să vedem și mâncarea, nu mai bere. Asta este locul, da? Avem un bar unde avem un meniu bogat de bere. Și jos, la subsol, este și bucătăria unde avem noi produsele. Ia un loc și venim cu niște produse. Iată-ne la masă cu Cristi și cu Machi. Cristi este de la Beer Station și Machi de la Smocăreală. Ei doi au pus la cale o colaborare foarte frumoasă. Urmează ca această locație din centru să fie modernizată. Și avem aici pe masă niște produse făcute, gătite astăzi de Machi. Și câteva beri artizanale aduse de Cristi, o să ne povestească el mai multe. Mai cum ți-am promis și dimineața că o să facem și o degustare, a venit momentul, da? Și avem un platou care noi l-am denumit Houston. Este un platou în care om are posibilitate să guste mai multe produse de la noi. Avem aici brisket și cum se vede, să văd cei doi muși de care am vorbit dimineața, dacă ți-i minte. Da, cum da, da. Cum se separă de grăsime. Asta este un inel care se numește smoke ring. Este efectul sau conservarea fumului și nu permite carnea să oxideze și rămâne așa roșie. Coastele de porc, obrajori de vită și pulporc. Când mănânci carne, orice carne are nevoie și de un pic de aciditate și de asta, mai ales dacă ai făcut-o la smoker, noi mereu servim cu un puțin murături,
jalapeno, castraveci, niște ceapă murată și coslă. Ce putea să meargă mai bine la un smoker decât niște bere artizanală? Și na, noi ne-am gândit că la platoul Houston, al Mache, cel mai bine ar merge să combine ori o bere neagră, un stout lejer. Aici avem un Irish Stout irlandez de la O'Hara. E singurul producător de craft din Irlanda și alături de niște pale ale de la noi, de la Timișoara, o bere făcută, fermentată timp de 30 de zile, trei tipuri de hamei. Da, tot așa, un double IP fermentat 30 de zile, două tipuri de hamei. Anagram este un producător local din București, de fapt un american care s-a îndrăgostit de București și a rămas aici. Pasiunea mea de tânăr, dar efectiv de vreo 7 ani, de când am deschis prima locație în Pachea Protopopescu. Am înțeles că asta e a doua locație. E a doua locație aici, pe Lipscani. Aici pot să zic că a fost Cristi care ne-a abordat primul. Pentru că, cum am zis mai devreme și eu am zis și eu puțin mai devreme, eu oricât încercăm să fim deschiși la un pairing cu barbecue, pentru mine primul lucru e bere care merge și e foarte greu să recomand altceva. Ideea mea a venit, eu eram cu berea, eu sunt început cu berile și aduce numai beri bune și am zis că berea trebuie asezonată cu ceva, mănânci, bei, se face foame, vrei să cuci ceva și trebuia să vin cu un produs ceva de aceeași calitate, dacă nu chiar mai sus. Și cunoscându-l pe Mache și știind ce produse face el și ce calitate dă, primul gând la el mi-a zburat. M-am urcat în mașină, m-am dus la el la locația din Mendeleev și i-am povestit despre ce nebunie aș vrea să facem împreună. Nu pot decât să vă urez mult succes. Mulțumim și zic să începem ca săracești. Hai! Poftă bună! Poftă bună!